Și am revenit. Acum sunt pe OBS. Sper să fie tot ok. Probleme mici tehnice. Te schimb titlul ăla. Forza Horizon 3. Așa. Description, gaming, public, sim options. Gata, mergem. N-am făcut cu OBS pentru simplu fapt că de obicei cu sistemul ăsta de captură care îl folosesc acum, posibil să facă dropuri de cadre și n-aș vrea să se întâmple chestia asta. Și de obicei din Shadowplay merge mai bine și am preferat să încerc din Shadowplay decât să încerc cu OBS-ul din prima. Dar aparent OBS am probleme și va trebui să rezolv. Am schimbat titlul. Da, am luat ecranul albastru. Merge și controlul de Xbox acum. Sau cel puțin. Așa. Bă. Garage, My Cars. Mergem la R. Am schimbat titlul, dacă dați refresh la pagină ar trebui să se schimbe. Știu. Așa. Apă cât de făcut. Pagani por. Ce? Hei, unde e mașinuța? Băi, faci mișto de mine? Deci, unde-i mașința? Hai să vedem auto show. Mi-a deblocat-o, s-o cumpăr? S-a ce... Cum naiba au făcut-o? Viol. O secundă. Where is it? Păi, deci am primit mesajul ăla de confirmare. Dar n-am mașina. Mai sunt poate în meniu, poate nu s-a salvat. Așa se vede. Da, nu joc GTA, am intrat să fac asta un pic. Social message gifts. M-am revenit ca mașina, care e faza? Nissan GTR HE. O să ne bage. Ok, am deja mașina. Rivals progress. Ok, vreau mașina. Care e faza? Ia să vedem. My cars. Aveau un nume ciudat ce-i drept, n-a părea că ar fi Rolls. AMG. Câte mașini am și eu? Acum realizez când derulez așa. Hai să ajungem... uite-l! Tara! În sfârșit a apărut. Mă făceam panică că gen, mi-a dat ecran albastru și am crezut că s-a pierdut. Wow, cum arată botul ăla. Ia uitați aici ce minunăție! Are coroane la roți, nu pot să cred. Deci uitați cum arată. Botul ăla agresiv, așa SF. Uitați ce roți. Lacrimă. Știți că e frumos acolo. Regalia pe roată. Aia e sire frumoasă. Explode. Wow, ați văzut cum se deschid ușile? Deci, stați ca să vedeți din lateral. Deci se deschid în slide lateral. Vedeți? Poc? Și după aia se deschid. Wow, cât de fiță! Nu pot să cred! Nu se deschide pără bagajul, spate arată interesant. Spatele e fiță rău. Și motorul, avem și pe lateral și pe bagajul. Bă, unde e motorul? În spate? Sau sunt alea pe laterale?
Da, cred că motorul în spate. Ok, upgrade-uri. Da, e gratis să facem upgrade. Stream-ul ar trebui să fie în 1080, nu cred că e vreo problemă. Comic că poți să tunezi așa ceva. Mă... N-arată rău, dar nici prea bine, nu știu, mi se pare puțin cam mic, ar trebui să fie ceva foarte stylish. Băi, ce părere aveți, să pun ăsta sau să nu-l pun? Aștept să ziceți în comentarii. Despre sistem o să vorbesc săptămâna asta, probabil pe la sfârșit. Nu pot să dau prea multe detalii. Ce părere aveți cu chestia aia în spate sau nu? Rear wing-ul. Să-l pun, a? Da, nu. E că împărțit jumate-jumate. Bă, citesc mai mult da decât nu, deci o să-l punem. Păi rău dacă am dezamăgit pe cineva, un pic așa. Roți. Wow, câte opțiuni. Street, Sport, Race, Horizon. Asta, arată bine rău. Hai să facem astea mai late. Cauciucuri. Roțile n-o să le schimb, pentru că pur și simplu e mare păcat. Așa. Bun. Bă, deci arată super, super bine mașina asta, deci chiar... Wow, și cât de lungă e. Hai, uite, poți să o și cobor. Ar fi stupid să faci cu asta off-road. Cred, dacă are puterea necesară și nu m-am uitat dacă e tracțiune spate sau nu. Nu, e tracțiune pe toate roțile. Dacă o fac tracțiune spate, fiind atât de lungă, vă dați seama ce drifturi face chestia asta? Deci ar fi genial. Hai să facem și motorul. Așa. Am deja un modder pe Robert. Nu știu dacă e online acum, nu știu dacă e în chat, nu m-am uitat. Așa. Mă, la speed, da, fiind limuzina, nu mai aștept să depășească 320, sincer vă zic. Am terminat de tunat, install, gratis, merit. Așa. Bun, înapoi. Aș lăsa o culoare astup pentru că arată foarte bine, dar sunt curios ce a făcut comunitatea. Am Nissan GT-R-ul, dar de mult timp, adică am făcut și video cu el. Versiune de Hour, asta e și din Dubai, wannabe. Cât de mișto e asta. Cu inserțiile alea roșii, chiar arată bine. Nu, oribil. Nu-i pe gustul meu, dar bănesc că vă place așa ceva. Uite, și asta arată bine, cu roți de aur. Mamă, dar ce fiță e asta! Dar și asta pe aur. Wow, ce mișto e tranziția acolo la uși. Drăguț. Mai are rost să zic ceva? Am schimbat titlul. Bă, comic, ce pot să zic, gen Kinder. Limited Edition, acolo jos, deci... Pe bune? Versiunea taxi. Deci asta îi spune Caterinca. Deci au ales să gândit asta. Uite cu Metallica. Ce mișto. Așa, roșu ăsta e interesant. Uite o versiune mai sportish. Așa cum e și vopsea alb mat cu tipa aia acolo. Urme de aur. Așa, ăsta arată bine și ăsta. Dar eu voi alege asta. Pentru că e aproape de culoarea stock. Îmi place culoarea aia gri. Și, da, mulțumesc tuturor pentru care ați intrat aici cu mine pe stream. Este un stream scurt, am intrat decât să arăt mașina, nu stau foarte mult. Am vrut să vă arăt asta pentru că știu că s-a lăsat azi. Abia am reușit să repar un pic din calculator, să zic așa, că am avut niște probleme tehnice și am intrat să vă arăt și vouă acest update, că n-am apucat să fac video cu ea. Să oprim muzica. Așa, că nu avem probleme cu YouTube. Mamă, câtă chestia! Zici că e mașina lui Batman! Așa, hai să ne oprim pe aici. Să vedem interiorul, că sunt curios, deci. Bă!
Mă așteptam la altceva, au păstrat stilul la vechi, e frumos, n-arată rău. Bordul e foarte mare, în continuare nu pot să... uite că am reușit să rotesc capul în interior. Bă, nu e atât de wow interior pe cum credeam. Păcat că nu pot să mă uit în spate. 1, 2, așa. Hai să ne uităm mai bine la mașină. Bun, deci. Bă, spatele e mișto. Seara să-mi curios cum se aprinde. Racing team. Bă, mașina arată fabulos după cum vedeți. Acum să facem și un mic test drive să vedem cum se conduce. N-am engine swap, nu ne-a dat posibilitatea să facem engine swap. Așa, bun. Bă, țâșnește bine. Are cutia de viteze cam scurtă, adică schimbă foarte rapid. Fiind atât de lungă, evident va vira greu. Dar se ține bine. Cincea. No, intra mine la naiba. Așa. Mă, trage destul de greu pentru cât tuning a băgat în ea. Na, totuși e limuzină. Am așteptat să fim mai sprintenă. Acum înțeleg de ce are cutia de viteze scurtă. Că altfel n-ar trage deloc. Fără de una! Fiind all wheel drive e ușor să faci cu ea drifturi, numai că... E grea, e și grea. Și nici nu trage foarte puternic, nu știu, e oarecum echilibrată pentru control. 250. Așa, așa. Ce ziceam, abia prinde 320, am anticipat bine chestia asta. Încerc aici să fac un pic drift cu ea, dar... După cum vedeți... E tracțiunea lui drive, se îndreaptă super ușor. Nu... hai că 92.000. N-am dat drift fail. Bun. Bă, ce pot să zic de mașinuță pe scurt, așa ce apuc acum să o conduc? Evident că top speed nu o să aibă, deoarece e o limuzină. Arată super bine. Aș face un experiment să interesc cauciucurile, să-i pun tracțiune spate și să fac full drift. Cred că merge chestia asta destul de ok, dar... Momentan nu simt nevoia. Mă gândesc dacă să fac mai încolo un experiment cu chestia asta. E foarte lungă, deci să faci un drift cu ea îmi trebuie foarte multă orientare în spațiu. Deci foarte multă poziționare. Uite, ocupă toată strada, deci... Așa. O secundă că n-am citit chat-ul. Sunt aici atent la drifturi. Nu, intram în... Așa, am evitat. Bă, trage destul de agresiv. Pot să zic. Parcă n-am... Aș vrea să pot să fac un NG-Swap, să pun un V12 pe ea. Pentru că... Parcă n-am puterea care m-a învățat cu Agen, o putere de aia satanică care țâșnește până la 360-380. Cum sunt restul mașinilor, dar probabil fiind o mașină exclusivă care... Puțină lumea o are în joc și e foarte nouă. Probabil nu l-a dat voie să facă mari modificări la ea. Și asta cu chestiile astea vizuale putea să nu ne dea nimica. Bă, ce pot să zic? Foarte mare mașina. Uitați câta botul are. Sunt frânele roșii. Foarte mișto. Că cer pe șofer de limuzină. Depinde. De destinație. Mă, pare să fie și decapotabilă. Vezi că are acolo niște îmbinări sus? Parcă s-ar coborâ cumva. O secundă. Cars. Tune car. Vreau să mă uit aici la gearing. 2, 9. Are 8 trepte. Ca să înțelegeți ideea de limuzină. 2, 9, 8. 2, 9, 6. 3, 1.
Deci abia reușesc 301 cu asta. Hei, trebuie să leapă. Virează. Sunt curios cum se aprinde ăsta seara. Bordul ăla, că are un colorit frumos, ce culoare are. Mersi, Robert. Așa. Ca să fac asta, trebuie să intru în online și să ies. Și îmi schimbă sesiunea și îmi schimbă vremea. Și posibil să nimerim seara, să vedem cum arată seara. Sunt atât curios. Așa. Gen. Da. Mă uit așa mai rar la Slap Train. Are momente. Aia e. Exit-ul solo. No. Ascultă asta muzică. Care-i rostul să intri pe sesiunea online, să fie microfonul pornit și să ascultă muzică, să audă tot serverul? Așa. Să schimbăm sesiunea. Trebuie să ne schimbe vremea, asta m-ar interesa. Mă, cătă monstru. Gen. Bă, s-a schimbat, datul nu-i seară. Ah, ce stresant e chestia asta. Câteodată te bagă din prima, câteodată mă bagă pe sesiune în care plouă. Acum nu vrea să mă bage. Nu știu ce să zic. Iron Fawn. Așa, în sfârșit am nimerit. Știați de bagul ăsta când se face așa alb, totul parcă e de zăpadă? Bă, arată bine. Bordul e alb. Spatele arată foarte, foarte interesant. Farurile de spate sunt frumoase. Botul e agresiv. Și interiorul e un alb cu galben. Bă, părerea mea personală, dezamăgit de interior, comparabil cu gen, pe cât de SF e exteriorul, interiorul l-au ținut super simplu. Dar, na, asta e o chestie personală. Voi ce părere aveți de mașina asta? Adică, pentru cât de SF arată, vi se pare ok interiorul? Ați făcut schimbări? Unde-s băieții? Sunt la drifturi. Hai și noi acolo. Bun. Facem și un mic speed test dacă toți suntem aici pe autostradă. Mă uit acum dacă eram pe Twitch, mergeam niște muzică. Am pe bordare de câte 150 de mile. Da, interiorul prea simplu. Top speed-ul dezamăgitor. 290. Cred că prind cu greu între ăștia. Aici am încercat să virez maxim, dar nu a vrut să tragă. Am revenit pe drum. E un player în spatele nostru. Aici te-ai frumos. Bun. Hai că aproape am ajuns acolo. Și mișto să vede cerul. Bă, arată foarte bine jocul ăsta seara. Numai că de bine de rău, tot aș prefera să-l joc ziua. Seara pe ploaie am jucat odată. Mi s-a părut cel mai mare dezastru. Haide. Bă, ăștia doi player cred că erau la zona aia de drift. Da, și-au plecat. Vreau să mă întâlnesc acolo cu ei, dar nu cred că mai... Oricum nu mai pot să stau nici mult. Uite, s-au întors băieți.
întoarcere clasică, 360 și din mers cu spatele. Nu știu, băieții, cred că se minunează de mașină, că ei nu știu că au primit-o. Aia, s-a dus invers. Da, chestia asta cu taxiul în spate nu știu dacă se poate controla, sincer. Întoarce-te! Poc, mam. E grea. Încerc să mă învăț un pic cu controlul ei. Rămâna. Exit. I-a apucat chatting-ul. Mă, ce pot să zic? Hai să ne punem lângă GTR-ul ăla. Dacă vreți să vedeți video cu GTR-ul ăsta, am făcut video cu mașina, duceți-vă să căutați. Am playlist cu Forza Horizon, puteți să vedeți acolo. Am făcut foarte multe mașini care voi deja le-ați cerut în legătură cu episodul anterior. Că v-am întrebat cu ce mașina asta să joc. Mi-aș cerut foarte multe mașini care le-am făcut deja, sunt foarte puține mașini noi. Cam asta a fost acest mic live stream și am vrut mai mult să vă arăt această mașină care, bă, mișto. Chiar mișto. În schimb, mă tentează teribil să interesc un pic pneurile, să bag presiune pe ele, să o fac tracțiune spate, să o fac de drift, pentru că dacă de viteză nu e măcar de drift, să pot să mă distrez cu ea. E foarte mare, e dificil de încadrat în drift și în curbă, dar o face mai challenging, să zic așa. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut acest mic stream și această mașină. Și da. Până data următoare, la revedere, pa, pa!